Stâlpii ortodoxiei și mari dascăli, întemeietorii și patronii spirituali ai învățământului teologic, sfinții trei ierarhi, Vasile cel Mare, Grigorie teologul și Ioan Gură de Aur, sunt prăznuiți în fiecare an la 30 ianuarie. Cu prilejul sărbătorii de astăzi, la Catedrala Episcopală Adormirea Maicii Domnului a avut loc o slujbă arhierească, episcopul Giurgiului, preasfinția sa părintele Ambrozie, fiind alături de credincioși, printre care se aflau și elevii seminarului teologic Giurgiu, Patriarh Teoptist. Noi astăzi ne-am adunat aici cu binecuvântarea preasfințitului părintelui dr. Ambrozie, episcopul Giurgiului, pentru a sărbători împreună cu toți hramul seminarului teologic Teoptist Patriarhul din Giurgiu, care este Sfinții Trei Ierarhi. Noi ne propunem ca în școlile noastre de teologie să scoatem copii foarte bine pregătiți, care să cunoască nu numai științele teologice, dar și din disciplinele acestea legate de matematică, de fizică, de chimie, ca și să cunoască foarte mult din disciplinele umaniste. Așa cum odinioară, Sfinții Vasile cel Mare, Sfântul Ioan Gură de Aur, Sfântul Grigorie de Dumnezeu Cuvântătorul, Sfântul Ambrozie al Mediolanului și alți mari părinți, capadocieni sau alexandrini, antiohieni, cunoșteau toată știința și toată cultura vremilor. Sărbătoarea Sfinților Trei Ierarhi este o sărbătoare a comunicării. Ea ne descoperă, întocmai precum în Sfânta Treime, deosebirea dintre Tatăl, Fiul și Sfântul Duh nu duce la dezbinare și nici unitatea lor la depersonalizare. Tot astfel, și noi, ca persoane diferite, nu suntem chemați să trăim separat unii de alții sau să ne ridicăm unii împotriva altora, ci să trăim după modelul Sfintei Treime.